Redescriem Cartea Sfântă Biblia alături de pasajul citit la Matei 26 și vorbim tot despre sângele mielului, pentru că Duhul Sfânt e prezent în biserica sa și toate lucrurile le călăuzește după planul său. Versetul 27, Matei 26, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat când beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Amin, vă invit să vă reașezați. M-am gândit să vă întreb care este soluția cea mai pertinentă, cea mai corectă pentru viața umană. În România, de exemplu, ce credeți că ar trebui să existe pentru ca țara aceasta să fie mai binecuvântată? Oricum e deja. Și zicem Dumnezeu să binecuvinteze România. Îi mulțumim lui Dumnezeu că peste România n-a îngăduit războiul și Domnul să ne dea putere tuturor să fim mulțumiți pentru țara aceasta, să fim mulțumiți pentru tot ce a îngăduit Dumnezeu și să zicem, Doamne, binecuvintează România și ajută-ne să fim mulțumitori pentru țara aceasta. Și totuși, care ar fi soluția pentru o viață mai bună? Foarte multe gânduri, ce mai probabil vin în mințile dumneavoastră, dacă ne uităm în Biblie, o să observăm că există un fir roșu care spune că esența vieții e sângele. Motiv pentru care exista o prescripție ebraică și anume să nu beți sângele atunci când jerfiți un animal. Apoi, când a existat un conflict conjunctural între evrei și neevrei, s-a realizat un consiliu în fapte 15 și pe lângă celelalte prescripții exista următoarea, să se ferească de sânge, să nu bea sânge. Apreciez că există frați și surori și îi stimez pentru modul în care se comportă în acest sens, că nu mănâncă deloc o carne în care se află sânge. Din frică de Dumnezeu respectă această prescripție biblică. Sângele e esența vieții. Dacă cineva are un accident grav, primești urgent un mesaj și ți se spune, du-te acolo și donează sânge. De ce? Dacă sângele se scurge dintr-un trup, trupul acela cu siguranță moare, dacă nu e înlocuit acel sânge. Și mesajul pe care l-am se intitulează Sângele lui Isus, soluția vieții sângele lui Isus, soluția vieții. Nu o soluție pentru viață, nu o soluție bună pentru o viață mai bună, nu una dintre soluții, ci sângele Domnului Isus Hristos este singura soluție pentru viață. Cine crede ca mine să zic aleluia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Ascultați că Domnul Isus Hristos spunea, Luând paharul acela și având o atitudine de mulțumire, întreb, a avut argumente să-i mulțumească lui Dumnezeu? Avea în jurul lui oameni care să-i zâmbească? Existau oameni care să fie de un nivel spiritual scăzut, jenant de-a dreptul? Existau în jurul lui, da. Și Isus a zis, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, eu îi mulțumesc Tatălui meu. Suntem la masa Domnului și indiferent ce se întâmplă în viața ta, să știți că Dumnezeu ne cere, nu un predicator. Și Isus Hristos ne dă un model, nu un pământian. Și ne spune, indiferent prin ce treci, fii mulțumitoare, soră, fii mulțumitor, frate, la adresa lui Dumnezeu. Să zicem din toată inima, Doamne, ajută-ne! Să ne ajute Dumnezeu! A mulțumit lui Dumnezeu! A luat paharul acesta și l-a dat zicând, beți toți din el. De ce? care argumentul pentru care să stăm la masa ta, Doamne Iisuse Hristos? În mileniul 3, în 7 aprilie 2024, în a patra lună din noul an, de ce avem argumente să fim la masa Domnului? De ce să bem toți care suntem în cu tine și deja suntem ucenicii tăi? Căci acesta este sângele meu. Sângele legământului. Sângele legământului. Sângele Domnului Isus Hristos e soluția vieții tale, a vieții mele, a vieții oricărui pământean, pentru că în primul rând sângele Domnului Isus Hristos este semnul legământului nou dintre Dumnezeu și propria ta inimă. Dacă ne uităm în spațiul ebraic, există șapte legăminte distincte, nu o să le amintesc pe toate. Mai întâi este legământul edenic, făcut de Dumnezeu un eden, da? apoi este legământul adamic, apoi este legământul cu Noe și fiecare dintre aceste legăminte avea un semn la Noe, vi-l reamintesc semnul, Dumnezeu a zis după ce a salvat umanitatea prin opt oameni care au fost în arca lui Noe, ce a zis Dumnezeu? Vezi curcubeu, ori de câte ori o să apară pe boltă, orice epocă îl va vedea, din orice spațiu, din orice zona a lumii, din orice colț de pe blog, da, de pe globul pământesc, țineți minte ce vă spun a zis Dumnezeu către noi. ăsta e semnul legământului că nu o să mai atac umanitatea, pământul și nu o să-l mai înec, nu o să mai trimit ape peste pământ ca să fie distrus. Da, sunt îngăduite inundații da, și alte lucruri de genul ăsta, dar niciodată nu s-a mai întâmplat pe mond să fie un potop prin care să moară toți oamenii. Niciodată. Și nu se mai întâmplează asta niciodată. Știți de ce? Legământul pe care îl face Dumnezeu e da și amin. Dumnezeu își ține legământul de fiecare dată când vezi un curcubeu. Amintește-ți, Dumnezeul tău e credincios. Dumnezeul tău e pe tron. Indiferent ce se întâmplă cu stratul de ozon, indiferent cât de mult se subțiază, indiferent cât de multe găuri există în globul pământesc, indiferent cât de mult se distruge fauna, natura, orice s-a întâmplat pe pământul acesta, Dumnezeu care a promis lui Noe că nu va mai nimici pământul prin ape, îți trimite după fiecare ploaie sau când vrea el un curcubeu să-ți amintească. Eu am făcut un legământ cu Noe. Noe a plecat. Au plecat generații la rând, Zeci de generații, sute, mii, miliarde de oameni au murit. Dumnezeu a rămas pe tron. Dumnezeu a rămas pe tron. Slăviți să fie numele Domnului. Nu are voie nimeni să utilizeze semnul acesta legământului. Să le fie rușine la aceia care utilizează semnul acesta și l-au terfelit. Curcubeul este semnul legământului lui Dumnezeu cu noi și cu rasa umană. Și strig din toată inima în această dimineață glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Oriunde ai fi pe mapamonti. Curcubeul îți amintește. Când Dumnezeu zice un lucru, indiferent cine se potrivește, ce zice Dumnezeu e da și amin. Slăvit să fie numele Domnului. Legământul cu Avram, circumcizia. Pentru asta Dumnezeu a fost în stare după ce l-a chemat pe Moise și a zis Moise, aruncă stoiagul. Și toiagul s-a prefăcut în șarpe. Prinde-l de coadă. Și șarpele s-a transformat din nou în toiag. Așa zăzi mâna în interiorul hainei. Scoate afară. Și când și-a scos mâna, avea lepră. Toți au început să se dea de deoparte de lângă el pentru că erau în această stare de risc să contacteze și ei boalază. Și Dumnezeu a zis, Moise, te voi pune să fii reprezentantul meu peste spațiul ebraic. Și era gata, gata să pornească. Și Dumnezeu s-a uitat atent la Moise și a zis, Moise, ai grijă! Chiar pornești? Ce bine că a fost acolo Sefora. Ce bine că se fără nu doar avea numele de înțeleaptă, a fost și înțeleaptă. Domnul să binecuvânteze toate sororile din Betania. Dice un amin, frate mai tare. Amin. Și pe frații binecuvânteze Domnul. Și la toți Domnul să ne dea înțelepciunea seforei. Lucrează, Doamne, pentru azi. Într-un moment de cumpănă, sefora zice, există un risc. Bărbatul meu este reprezentantul lui Dumnezeu. Se află sub incidența unui legământ pe care acum, chiar acum îl calcă. Și Dumnezeu zice, dacă vei încălca legământul Moise, efectiv tot ce ți-am promis, șterg în dreptul tău și le aduc pe altul. Și forai foarte adentă și își circumcide copiii copii. Știți de ce? Pentru că simte în duhul ei, în inima ei, că Dumnezeu e gata, gata să-L omoare pe Moise. Pe cum, Doamne? Ai visitat așa de mult în omul ăsta? și acum dacă nu-ți respectă legământul tu, ești gata să-L atingi? Dragii mei, legământul nu e o joacă. Cei care ați făcut legământ cu Domnul Isus Hristos într-un baptistier sau într-o apă curgătoare, noi toți care ne-am botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, noi nu ne-am jucat de -a Biserica. Când am încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos și a spus că este mântuitorul vieții noastre, i-am spus Domnului că mergem cu Dumnezeu, indiferent de context, că va fi soare, că va fi umbră, că vor fi nori, că vor fi atacuri demonice, că vor fi duhuri necurate care vor veni ca și cohortele peste noi, că vor veni sisteme care vor să ne atace, că va fi îngăduită prigoana, lovituri, calomnie, defăimări, indiferent ce se întâmplă pe Mapamond. Legământul ne obligă să mergem înainte. Aleluia lui Dumnezeu! Dacă nu putem în picioare, ne punem în genunchi. Dacă nu putem în genunchi, ne punem în coate și în genunchi. Dacă nu putem, mergem milimetric, dar nu ne oprim. Noi mergem pe drumul înspre cer. Cine crede că mine să zic amin. Aleluia lui Dumnezeu! Legământul mă obligă. Prea mulți oameni, imediat când dau de greu, se retrag din lucrarea lui Dumnezeu. Prea mulți oameni spun, nu mai asum legământul ăsta. Mi-a promis Dumnezeu că îmi face, că îmi rezolvă, că îmi atinge, că îmi dă, că face lucruri în viața mea. Și uite că nu le-a făcut. Ține -ți minte, dacă Dumnezeu nu ți-ar fi făcut niciun bine, doar pentru că a făcut legământ cu tine și pentru că tu ai făcut legământ cu El, rămâi credincios lui Dumnezeu. Respectă realitatea față de Dumnezeu. spune Domnului, Doamne, vreau să rămân cu tine. O să ne uităm la legământul cu poporul său. Și ascultați ce spune Ieremia 31 cu 31. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua. Ascultați ce expresie zice aici, Dumnezeu. Ieremia 31 cu 31. Și 32 chiar în ziua când i-am apucat de mână. Unde ai fost Dumnezeule? Noi l-am văzut doar pe Moise. ne am văzut cum îl strâjnește și scrâșnește din dinți. Faraon, ne am văzut cohortele egiptene. Unde erai Dumnezeule? Dumnezeu zice, poporul meu drag, am făcut un legământ cu voi, și legământul meu cu voi înseamnă că v-am luat mâna voastră slabă și v-am pus-o în mâna mea. I-am apucat de mână. N-aveau viitor, n-aveau speranță. Rămâneau acolo la cazane, rămâneau acolo în spațiu în care trebuie să producă mai multe cărămizi pentru faraon. Și de la distanță vedeai un popor de nomazi, niște oameni care n-au armată în dotare, care nu au sisteme strategice să lupte. N-au nicio șansă. 600.000 de bărbați, dacă le numărăm și soțiile și pruncii, între 1.500.000 de și 2 milioane de guri, fără magazine, fără haine, fără second hand, fără outlet, fără nimic. Fără un metru pătrat unde se pună o sămânță, cu siguranță că peste câteva luni ceva va învia de acolo. Și ce zice Dumnezeu? Mi-am întins eu Dumnezeu din cer mâna. Mesetul 32, Ieremia 31. I-am apucat de mână, se scot din țara Egiptului. Ascultați cum se continuă legământ. Ce trist. Ce trist legământ pe care mă înfior. L-au călcat. Măcar că, măcar că aveam dreptul de soț asupra lor. Aici arată că această căsătorie. Înseamnă legământ. Legământ care nu are voie să fie rupt. E ca și cum un bărbat este extrem de important, este extrem de valoros, are toate condițiile necesare să trăiască singur și găsește în șanț o femeie care nu are viitor, nu are speranță, nu are familie, nu are pe nimeni, este plină într-o baltă de sânge, nu pentru că a păcătuit, ci pentru că viața a fost nedreaptă pentru ea, s-a născut în canal, a trăit o viață întreagă. Și bărbatul acesta e important, nu se uită la valoarea ei. Nu-i cuantifică hainele și valoarea de pe hainele, care, o are, care le are pe ea. Și bărbatul acesta ia această doșent, această tânără, o ia din nicăieri și face un gest, îi întinde mâna. Este imaginea lui Dumnezeu pentru noi. N-aveam niciun viitor, nicio speranță, N-aveam nicio posibilitate, poporul evreu nu avea nicio șansă în fața madianiților, în fața felistenilor, în fața moriților, în fața amoniților, în fața moaniților, în fața la toate popoarele astea care erau puternice, care aveau Dumnezei, care aveau strategii, care aveau arme de ultimă generație în dotare. Și Dumnezeu a zis, îmi întind mâna spre un popor care nu are speranță și îl prinde mână și fac un legământ. Când îmi pun palma mea în palma lui, îi spun, sunt ca un soț pentru tine, legământ care nu are voie să fie rupt. Și Dumnezeu e trist și zice, legământul, poporul evreu a ieșuat pentru că poporul a încălcat legământul. Ce vei face, Doamne? Vesetul 33 zice, iată, legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Zice Domnul, le-am pus legile pe table, le-am scris cu degetul meu, l-am chemat pe Moise și am zis, Moise, 40 de zile îți dictez, 1, să nu ai azi Dumnezeu în afară de mine, 2, să nu-ți faci chip și oblic, 3, 4, 5, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, 6, 7, 8, 9, 10. Toate legile mele le-am pus pentru că am vrut să aibă în fața lor modul în care gândesc eu, a zis Dumnezeu. Dar pentru că doar le-au citit, nu le-a intrat în minte, în inimă, și nu le-a schimbat viața. Fac ceva nou. Iată că legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea. Unde? În lăuntru lor. O voi scrie pe inima lor și ascultați ce promite Dumnezeu. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Voi la fiecare dintre noastre în această dimineață și mulțumesc lui Dumnezeu că faceți parte din poporul lui Dumnezeu. Sunteți moștinirea celui atotputernic. Sunteți scriși pe numele Domnului, cei care încă nu aveți legământ cu Domnul Isus Hristos, grăbiți-vă, intrați în poporul lui Dumnezeu, dragii mei, să ne iasă din cap ideea că suntem niște oameni falimentari și că nu avem viitor. Viitorul nostru este în mâinile lui Isus Hristos. Speranța noastră este la Golgota. Avem cel mai puternic legământ din istorie. Nu un legământ cu un președinte, nu un legământ cu o țară, nu un legământ cu o alianță ca NATO, cu alte alianțe din lumea asta, nu un legământ cu Rusia. Legământul nostru este cu Domnul Isus Hristos. Legământul nostru are pecetea sângelui lui Isus Hristos și strigăm din toată inima, trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Suntem la masa Domnului și o să stăm la masa Domnului și avem argumente să întindem mâna și să luăm bucățica pentru că este trupul Domnului care s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Avem argumente să sorbim o parte din rodul viței pentru că este sângele legământului celui nou. Cineva s-a întâlnit cu noi personal. Am avut un moment în care i-am mărturisit păcatele. Am avut un moment în care am strigat peste noi să vină sângele Domnului, sângele care îi liberează, sângele care vindecă. Aici nu e o tradiție pedicostală, nu o formă religioasă. Aici este importantul importanților, regele regilor, Domnul cel atotputernic. Iisus Hristos este în numele Lui. Cine crede că Domnul e prezent la Britania, să zică amin. Aleluia lui Dumnezeu. Sângele vieții tale. Soluția. Singura soluție. Sângele Domnului Iisus, soluția vieții tale. Nu căutați soluții la muntele Atos. N-avea speranță ca prin zi lumânări poți să scapi de problemele tale. Nu căuta soluții la terapeuți la psihologi. Problema spirituală a vieții tale are o singură soluție. Sângele Domnului Isus Hristos. Căci nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre prețioase. Am fost descumpărați din felul nostru de șer de vețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Ci cu sângele scump, al mierului fără de cusur și fără de prihană, care a venit pentru noi să se scurgă picătură după picătură, la Betania, în dimineața asta, strigăm din toată inima, trăiască Domnul Isus. Trăiască Domnul Isus Hristos, sângele Domnului Isus, soluția vieții tale. Un sânge al legământului. Un legământ care, din perspectiva lui Dumnezeu, nu se rupe. Un legământ pe care îl poți păta doar Dumnezeu dacă începi să trăiești în păcat fără să regreți și fără să recunoști păcatul tău și fără să renunți la păcatul din viața ta. Asculta ce spune cuvântul Domnului. Acesta este sângele meu, sângele legământului celor noi care se, se varsă Cu sens de se revarză. Pentru mulți. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa care se varsă pentru voi, dar nu limita doar la noi. Se varsă pentru mulți. Pentru că sângele acesta, dragii mei, presupune sacrificiul suprem. Spunea Domnul Iisus Hristos, voi care aveți prieteni foarte apropiați, care dintre voi ar fi în stare să-și dea viața pentru prietenul său? Și din popor, din mulțime, nimeni n ar ridica mâna. Dacă ar fi ridicat unul, cum a ridicat Petru, știți că el a zis, Doamne, eu vin cu Tine și la moarte, eu îmi dau viață pentru Tine. Și-a Teoretic. Nu și-a dat viață. Și din contră, l o trădat. O, de câte ori l-am trădat și noi pe Iisus Hristos. O, de câte ori n-am avut momente în care am promis și am făcut juruințe și am zis, Doamne, o să fim așa, o să fim așa, o să facem așa, o să reacționăm așa, o să avem atitudinea asta. Și Dumnezeu s-a uitat la noi, nu zâmbind, ci cu o durere interioară, uneori neexprimată. Și la un moment dat zicea către poporul său, o, oh, de rămânea cu aceeași inimă, dedicată total mie. O, oh, de rămânea cu același respect față de ce am făcut pentru voi. O, oh, de mi-a ține mai departe mâna în mâna voastră. Vedeți, această imagine a legământului înseamnă că Dumnezeu, cel mai important din univers, stăpânul universului, a venit și a prins dimensiunea umană. Știți de ce? Ca să-i putem percepe mâna. Mâinile lui au mers pe drumul erionului și au fost un moment momentat în șans pe un om care nu avea speranță. Și mâinile lui mâinile lui au fost atât de tandre și de atente și privirile lui au fost atât de orientate înspre el când toți îl certau și ziceau taci, Bartimeu, meu, n-ai speranță, n-ai viitor, n-ai perspectivă, nu meriți nimic. Bărbatul acesta a zis, singura mea șansă este să mă audă Galileanul Iisus Hristos. Singura mea șansă este ca Mântuitorul Universului să se oprească în drum lângă mine. N-am nevoie de Petru, n-am nevoie de Andrei, n-am nevoie de Ioan, n-am nevoie de Sfânta Marie, n-am nevoie de oamenii care îl pe Iisus Hristos, fiecare care mai de care cu interesul lui să fie vindecat. Am nevoie de Iisus Hristos și a strigat și a zis Isuse. fiul lui David, când a zis fiul lui David, a zis cu alte cuvinte bazat pe legământul davidic Tu ești regele pentru că Dumnezeu a făcut un legământ cu David și a zis, promit și fac legământ cu tine că pe scaunul de domnie întotdeauna va fi un rege din seminția ta din familia ta mare și fiul lui David trecea pe drumul erionului și când toți îl certau pe Bartimeu, Isus s-a oprit. Îl iubim pe Domnul Isus Hristos pentru că se oprește în dreptul nostru. În dimineața aceasta trece printre bângi. Trece în dreptul fiecăruia dintre noi. Lăudat să fie în numele lui Isus Hristos. Ai probleme, ai insuccese, ai falimente, ai depresii, ai gânduri interesante. Satana vine la mintea ta și ți a zis tot felul de lucruri. Proclamă sângele lui Isus Hristos. Sângele lui Isus Hristos are putere de eliberare. Ce nu vede că medicii, ce nu vide că terapeuții, psiologii, psihiatrii, vindecă Isus Hristos. Vindecă Iisus Hristos. În dimineața asta când te apropii de masa Domnului, când te atingi de trupul Domnului, de pâinea aceasta, crede că Domnul Iisus Hristos, prin atingerea ta de trupul Lui, poate să te vindece fizic. Credeți că Domnul poate să facă să face un semn. Aleluia lui Dumnezeu! O femeie care de 12 ani a dus la toți medicii posibili și în ochi să primească vindecare și ameliorare la boala ei, era tot mai bolnavă. La fiecare antecamere când stătea în spatele unui birou închis a unui medic specialist, avea speranță că va fi vindecată. Nimeni a vindecat toți banii și-a tocat. A trecut Isus Hristos prin zona ei. Avea un drum înspre o fată care era moartă, o adolescentă, fica lui Air. Și Domnul avea un plan să o învieze, pentru că sângele lui Isus Hristos și asta în și asta se liberează, și asta se transformă, și asta se binecuvintează Cine crede ca mine să zic amin Aleluia Domnului Isus Hristos Și femeia asta a zis, n-am bani, n-am reputație, n-am valoare, n-am viitor, n-am cum să ajung O să mă îmbrac cum pot mai bine, o să mă maschez la frunte, la față Nu știu exact cum o mers Probabil am mers strit pe jos Și a zis, dacă reușesc să ating cu un deget N-am pretenții să-L văd ochi în ochi, nu merit. O să mă identifice colaboratorii Lui, ucenicii, ceilalți din mulțime care sunt loc, conaționalii mei, localnici din zona mea. Vreau doar atât, cu un deget. Vreau să-L ating pe Iisus Hristos. N-ai voie. Legea zicea, n-ai voie. E imposibil. Dacă atingi pe cineva, persoana aceea trebuie să stea șapte zile într-un proces de curățare ebraică. Și femeia a zis, dacă reușesc să-L pe Iisus și atât am pretenția cea mai extremă din haina lui, poala hainei lui. Am credință. Iisus Hristos mă vindecă. Spune Biblia și -a mâna și s-a atins de Iisus. A fost vindecată? Au durat minute până s-a vindecat? Nu, la fracțiune de secundă a fost vindecată. În dimineața asta proclam vindecare în numele lui Iisus Hristos să coboare sângele Domnului peste fiecare dintre noi. Sângele Domnului a fost sacrificiu suprem pentru iertarea noastră. Uitați-vă, sângele legământului celui nou care se varsă. Profetul în Isaia 53, unde s-a citit, spunea, își va da jerf trupul caș, pentru, pentru păcat. Își va da propriului organism întins pe calvar. Cântam așa de frumos, că pe capul Mântuitorului s-a înfipt o coroană de spini și a prăjcat sânge. A fost trăpuns pentru fără de legile noastre. Mâinile lui s-au întins total, cutia toracică a păsat pe plămâni, fiecare respirație era ca și cum ar fi saturația de oxigen în plămâni, undeva la 20%. Cu fiecare respirație, cu fiecare picătură de sânge, ne spunea, te iubesc, te iubesc. Te iubesc și vreau să te salvez dimineața asta mă zmeresc, mă omilesc, mă fac ca un gem în fața lui Dumnezeu și zic, mulțumesc Iisuse Hristos, mulțumesc că sângele tău s-a vărsat pentru mine. Au strigat că l-au zis de satana niște oameni și au zis, dacă ești Hristosul, smulge-te din cuie și vom crede în tine. Credeau? Hristosul a zis, asta e o ispită mare. Tocmai de aceea am venit pe pământ să-mi las ultima picătură de sânge. S-a vărsat pentru mulți. Ce tragic. Să ai posibilitatea celui mai mare cadou din Univers. Nu 100 de milioane de dolari. Nu. Infinit mai mult. O feșnicie cu Dumnezeu. Și să existe un dosar pe care să fie scris numele tău, identitatea ta reală. Și codul tău, numerii personal să existe acolo. Și să existe o parafă, unica parafă cu culoare roșie, cu sângele lui Iisus Hristos. E planul lui Dumnezeu pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. Pentru că s-a vărsat sânge nevinovat pentru iertarea fiecăruia dintre noi. Și să existe oameni din mileniu 3, oameni cu toate facultățile mentale funcționale, care să-i spună lui Dumnezeu, nu-mi pasă, nu mă interesează. Sângele Domnului Isus, singura soluție a vieții tale, un sânge care presupune sacrificiu suprem. El nu și-a dat viața doar pentru prietenii lui. Și-a dat viața și pentru prieteni, pentru prieteni, pentru Petru. Și a zis, voi sunteți prietenii mei dacă faceți tot ce vă poruncez eu. Dar l-a privit în ochi pe Iuda și mă fior. Sfântul Pavel zice, în noaptea care a fost vândut, Iisus a luat un pahar. De unde e tăria asta omului Iisus Hristos? De unde e capacitatea asta să-ți privești omul care știe milimetric ce face, are totul programat? De unde e capacitatea asta? Au încercat unii să-l apere și au zis, o, oh, păi cum, cum oare liderul nostru spiritual, mântuitorul nostru, învățătorul nostru? Și Petru și-a scos sabia. Și cel mai probabil a vrut să-i reteze capul lui Malgu, robul marelui preot. Și Iisus i-a zis, bagă sabia în pentru cine scoate sabia, de sabia va fi afectat. Niciodată sunt răzbuni. Sângele lui Iisus nu strică răzbunare. Sângele lui Iisus strică iertare, strică eliberare stică transformare, pentru că prin sângele Domnului Isus Hristos, spune cartea evrei, am fost curățați. Dacă pe Sinai s-a ridicat un sânge a unor taura, a unui viței și Moise a mers în fața poporului și a stropit poporul, vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta, nu Moise, Marele Rege Isus Hristos, are sângele lui pregătit, propriul lui sânge, sângele vieții lui și a dat viața ca să ne stropească în dimineața asta și mă rog să ne ierte pe fiecare dintre noi. Aleluia Domnului Isus Hristos! Sângele înseamnă sacrificiu suprem. Și în ultimul rând, sângele înseamnă securitatea ta. Iese din casă copilul tău, proclamă sângele lui Iisus peste fruntea lui. Este din casă cineva și merge la o analiză medicală sau la operație, cum erau biletele. fă timp să te retragi în acest iure și vacarm de vorbe și de activități. Așa să te genunchi dacă poți, dacă nu în picioare. Închideți ochii, concentrează-te la Golgota. Amintește-ți că pe dealul sub formă de craniu uman cineva și-a mâinile și spune peste casa ta, Doamne Iisuse, proclam sângele tău peste familia mea. Proclamăm sângele Domnului peste Biserica Bedania. Proclamăm sângele Domnului peste fiecare familie. Unde satan încearcă să atace, sângele Domnului să-i libereze. Sângele Domnului să atingă, să transforme, să binecuvinteze. Nu mai căutați alte soluții. Sângele Domnului Iisus este singura soluție. O să stăm la masa Lui, pentru că El ne oferă el ne oferă un semn al legământului. El va fi cu noi. Eu voi fi Dumnezeul vostru. N-aveați nicio șansă, n-aveați niciun merit, n-aveați niciun argument. Era să ai nimănui. M-am făcut Dumnezeul vostru. M-am autovulnerabilizat. M-am îmbrăcat în, în haine de om. Am prins dimensiune umană, natură umană. Să mă înțelegeți, să fiu cu voi. Nu uitați, sângele Domnului este sacrificiu suprem nu avem voie să trefelim sângele Domnului. Vai, 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 spune cartea evrei de cine va bajocuri sângele legământului celui nou. Cine va ataca această lucrare supranaturală și sfântă. Sângele Domnului trebuie să fie stimat, trebuie să fie înălțat, trebuie să fie proclamat. Sângele Domnului și astăzi vindecă, eliberează, transformă și să nu uităm. Sângele Domnului oferă protecție și Domnul să fie cu noi. Amin.